Dar am trecut prin multe ieri. Ieri am văzut-o pe Bianca la cină în casa băieților. Te-ai simțit prost văzând că anumiți băieți ne-am axat practic pe anumite fete? Siguranță nu, pentru că fiecare are dreptul să aleagă ceea ce îi place. Nu și-am pământenit încă nimeni în relație, adică e timp pentru toată lumea, că lucrurile se pot schimba de pe zi pe altă. Și până acum, ce părere despre băieții din casă? Hai, nu trebuie să ai emoții, te văd că ești așa puțin, te-am văzut și ai anumite ticuri. Văd că îți scarpe pielea. E emotiv. Mie nu mi se pare, sincer. Sunt foarte degajată. Pe bune? Da. Fetele de-abia o așteptau pe Bianca să se întoarcă cu impresii la cald din casa băieților. Hai, Bianca, spune! Hai, spune cine! Cine? Băieții urmau să aibă însă o surpriză neplăcută. Bă, dar nu mi-a plăcut, frate, cum a dat-o Bianca. Frate, Bianca e perversă. Pă, cuvânt că e perversă. Du-te, bă, frate, de aici nu se face așa ceva. Bă, mi-a picat prost. Bianca, la fete, noi le-am spus că le pupăm, le ălea, nu știu ce, că eu i-am spus să-i spun lui Daria că am auzit-o cântând și că mi-a plăcut și că vreau să o pup rău de tot asta seară. Și ea iese din casă la noi, se duce la fete, era Daria cu Ana și cu cine mai era. Bună, nu știu ce, pe alea direct, ce au zis băieții? Vă salută. Nu că le pupăm, cum am zis. Te salută, Liviu? Te salută, Daniel. Tu vrei să bași strâmbe între noi. Mă salută atâta? Da. Bine, eu nu. După aia se duc în living încolo, mă mai întreabă Ana ceva de Daniel și face Bianca. Nu, Daniel, da, a zis că, într-adevăr, vrea să te cunoască, dar în același timp vrea să mă cunoască și pe mine și toate fetele din casă. Daniel a zis că vrea să te cunoască pe tine, dar nu să formați un cuplu, adică ar fi dispus să mă cunoască și pe mine și alte fete. Ok. Și după aceea sare Daria. Și Liviu a zis ceva? Da. Și toți sunt dispus să cunoască alte fete. Foarte bine, și eu sunt dispusă să cunosc alți bărbați. Liviu, dacă nu te cunoștea pe tine, mă cunoștea pe mine? Da, la Ana a dat-o la modul urât. Ana a dat-o urât. Ai invidia că nu ați ales-o pe ea, ai invidia. E cumva, nu neapărat invidie, ci e frustrare. O fi văzut că a venit după podiumul, ca ce a fost ea pe unde o fi fost. Ce-o fi zis? Păi, da, mi se dacă pare erai, te enervai. Și băieții mi-au zis că mă văd cel mai bine cu Adrian, dar i-am zis că nu, mi se pare că e mai mic ca mine. M-a interesat Adrian, sincer, că am văzut că se mă privește. Și Robert, de asemenea. Adrian și mie mi-a plăcut. Și mie îmi place. Acum am pe cine voc și să aleagă, să-i seama. Cătălin, ai zis să-i transmit. Măi, am zis, doar că nu... Că te interesează. Ba da. Măi, așa să-l cunosc? Da, dar nu știu dacă va fi voce ceva. Păi da, și mi-ai zis să-i transmit că că-l saluți. Alina e interesată de tine. Că-l salut ca să nu... Ai dat de înțeles că te interesează acum. Deci stop, Bianca. Tu ai zis că, ți-a zis Alina să-i transmiți că da, e interesată de el. Păi nu așa ai zis? Am zis să-l saluți, atât, dar nu... Păi și dacă ai zis la el, trebuia să... Adică dacă ai spus la el, înseamnă că e ceva acolo. Nu, ce să fii, mă, ceva. Tu ai zis că ea e interesată de el? De ce înflorești, Bianca? Asta e greșeala. Eu îi înfloresc. Păi nu trebuia să-i zici păi asta. Ea a zis. Am zis, da, am zis să îl saluți, dar nu că acum... Ea a zis că ești interesată de el. Că așa băieții ceilalți și Adrian vreau să-l cunosc, adică gen, chiar vreau să cunosc mai mult băieți, chiar să vreau. Să fii pregătită pentru ceva nou, asta Paci. Sună pentru toate. Și vreau să văd un băiat care chiar este și îndreaptă direcția spre mine, chiar dacă comunic și nu și îndreaptă direcția în 10 mii de părți. Și bine, că ei vor să fie curtați și nu știu ce. Eu pe Adrian îl văd. Fă tu primul pas că restul le face el. Un bărbat care știe ce vrea, știe ce se facă el după. Și Adrian e un bărbat hotărât. De un băgat ceva bun pentru mine. Îți dai seama că nu ceva... Păi de ce nu-i băiat bun, Cătălin, sau cum? N-am zis faptul că e bun. Tu citează acolo că mă zic de Adrian. Păi a zis că vrea să-l cunoască pe Cătălin. Iau, ce să mai agită Bianca? Tu știi ce vrei, Saulu? Pe cine vrei? Văd pe toți? Ea vrea pe toți, ea nu. Pe toți? Cine e bună ești? Ai, mă, Bianca, nu-i adevărat. Te cunoști, nu că... A, da, nu că... Așa ai zis? Vreau să-l cunosc pe toți. Vreau să-l cunosc pe Adrian. Vreau să-l cunosc pe Cătălin. Du-te spre Cătălin, fă ce simți. Eu am doar un singur cuvânt de spus. Succes! Șarpe, gen. Da. Șarpilii. Cred că Bianca vrea gâdilată. Asta bagă strâmbe. Cred că Bianca vrea gâdilată și nu știe cum. Dar o băga tot de tot în așa. Dar aici nu trebuie să... Cel puțin aici nu o să gâdile nimeni.
Urăsc femeile perverse. Bianca a luat-o pe cărări, prin grâu, prin fasole. Nu știu ce scop are. Ce vrea să dezbine, să despartă, ce să facă. Cred că ei, nu știu cum să spun, are apetitul deschis, Bianca, și e nestăpânită. A, stai, că tu erai subiectul important. Adică? Robert, cu cine ai simțit o conexiune? Păi, mai mult cu Robert. Cu Robert am simțit că e interesat de mine. Măi, eram capete de masă. Erați capete de masă, vă mai uitați. Nu-mi stop, uitam așa, da. Ea a simțit că ești interesat de ea. Eu încercam să țin contact vizual, să nu fiu nepoliticos, asta e clar. Ești interesat de ea? Mă, nu o cunosc, nu vreau să zic nimică. Ea are impresia că ești deja interesat de ea. Adică vreau să o cunosc, dar nu pot să zic că... Ai cunoscut-o de la necesitate. Nu pot să zic că mi s-a prins călcâie după ea, ceva de genul ăsta. Dacă te-ai mai pune o dată în spatele unui băiat... A lui Daniel. În spatele cui te-ai pune? Tot al lui Daniel. Și Daniel avea mâna lui Ana pusă pe umărul și se țineau de mână așa prin spate. Ceva e dubios la chestia asta. Ce voi pute din Danemarca. Și ajunge și în România. Chiar că e prințesa Sisi. Bă, poate n-a înțeles, mă. Mai este și varianta asta. Bianca este doar o vulpiță, ușor și reată. Le înflorești, mi-e frică să-i mai zic la Bianca ceva să transmită, că nu transmite bine. Și e adevărat că ce se duce dintr-o gură în alta se înflorește. Asta înseamnă că ea e invidioasă pe voi. Sau îi se pare că nu are, ce știu, abar n-am, dar nu-mi plac oamenii ăștia. Adică, știți care, hai să ne vedem fiecare lungul nasului, să ne vedem fiecare cum suntem, într-adevăr, să nu ne credem altcineva, că nu suntem. Eu cel puțin nu mă văd prințesă dacă nu sunt, dar să fiu pe bune, adică la mine prințesă înseamnă să fii perfectă din cap până în picioare. Da, sunt niște discuții pornite de la niște neînțelegeri. Cum e Bianca? Băieții ți-au transmis un mesaj și... Da, îmi cer scuze dacă nu am transmis chiar exact cuvintele care mi le-au zis, dar am încercat să le transmit exact persoanelor care mi-au spus să le... cărora mi-au spus să le transmit. Probabil nu am ținut minte toate cuvintele, dar înțelesul, cred că s-a înțeles ce... Astăzi de dimineață ai zis la masă că ai ținut minte, că știi tot ce ți-au spus, acum zici că nu mai știi cuvintele. Nu, cred că ai zis așa ceva. Se vede pe filmare. Nu, că a trecut foarte mult timp, adică cred că au fost 30 de secunde. 30 de secunde, da, între ieșire și... Foarte mari și late dinăuntru până la ușă. Lasă vrăjeala asta, nu, te rog frumos. Nu e vrăjeală, nu, poate ai înțeles greșit, acum nu trebuie să sărim cu toții. Nu putem să o judecăm pentru atâta lucru, nu e ceva foarte grav, dar așa ca și chestia. Mi se pare că are, nu știu, ce interes are să bage certuri, discuții. Probabil că crede că are șanse la Daniel sau la Liviu și de-aia insist atât și mie mi se pare foarte urât ce face. Nu vreau să... Nu sunt interesată de persoanele care sunt în cunoaștere cu altcineva, însă mi-am eu simt nevoia să vă spun că deocamdată nu avem nicio cunoaștere exact, așa oficială. Exact, dar eu am spus, adică exact ce mi-a fost transmis, că Daniel a spus că vrea să o cunoască pe Ana, însă vrea să cunoască și restul fetelor. Nu cred că mi-am inventat eu chestii. Probabil la seara la Capricci am lămurit situația și am spus că sunt interesat de Ana. Vreau să vă cunosc pe toate, dar interesat spre cuplu sunt doar de Ana. Cum? Sincer, ei mi-au spus într-un era de înțeles de mai mult timp, da. Adică s-a văzut asta, nu trebuia să vii să confirm ca să se înțeleagă, știi? Mă gândeam și eu că e de la sine, înțeles. Adică eu una cel puțin am înțeles chestia. Da, acum, voi ați dat în calcul, nu știu, poate că a venit de acolo surescitată, cu emoții, da, și nu s-a exprimat cum trebuie, adică nu cred că a făcut-o. Adică, uite, Ana, Daria, voi simțiți că a formulat-o în așa fel încât să vă pună pe voi, să vă facă pe voi să dați un pas nu, în spate? Nu, absolut deloc. Eu o cunosc pe Bianca, nu am niciun resentiment, nu m-a deranjat, am înțeles ce a vrut să spună. Probabil a uitat, a fost multă informație, nu e un subiect de care să mai înaintăm în el, așa că zic că putem să-l închidem. Și a dat seama că a reușit. Nu e un subiect pe care să-l discutăm, dar înțeleg că e o tensiune în casă și a fost o discuție și în dimineața asta. Și asta e bine să-l numărim. Te rog, Ana. Tot așa am adăugat la această discuție, faptul că eu nu am nevoie de nicio confirmare. Deci mulțumesc. Eu eram sigură pe mine, 100% știu ce este între noi, așa că nu am nevoie de confirmare. Dar eu nu am zis-o în sensul că să mă bag între voi, am spus cuvintele lui care au fost, nu... Poți însă divagat informația pe parcurs. Așa se întâmplă, da.
Da, trebuia să uit și eu aseară ce ați transmis fetelor. Da. Să dai pozele lui mama Nina. Da, trebuia să nu le mai dau nici pozele și să nu le mai transmit. Cum s-a văzut că Bianca a ieșit emoționată de acolo, că deja eu n-am ieșit emoționată, mie nu mi-a plăcut la băieți. Liviu deja încurcaseră și mie mi-a spus că am uitat. Dar stați un pic, că simt aici, ceva. Nu suport oamenii falși, deci nu-i suport, nu pot să-i suport. Da. Îmi pare rău, îmi cer scuze, poate sunt prea directă, dar nu pot. Dar de ce crezi că e falsă? Pentru că așa este. Adică, da, stai, nu. Nu mă adică așa este, nu. Dar un argument. Încearcă să pară ceea ce nu e și nu-mi place. Fii frate pe față cum ești. Dar ce încearcă să pară? Băieții le-au transmis cu toate că ce le-a întâmplat. Păi ce încerc să par, că nu înțeleg. N-am înțeles ce o mare prințesă și nu ești o prințesă. Înțelegi? Ești o face normal. Poate așa mă compor că sunt, așa sunt, nu că bine, vreau să par. Bine, atunci fii cum vrei tu, dar stați un pic, nu, din câte știu eu, n-avem nicio prințesă aici. Păi nu, avem oameni normali și consider că trebuie să ne respectăm. Nu mă cred mai sus de nimeni, nu am spus asta niciodată. Dar de ce spui că se crede o prințesă? Și așa văd eu. Care coronița aia acolo în filmuleț? Nu, de coroniță, nu treabă. Și văd că mereu încerc să mă ataci, dar nu înțeleg de ce. Nu încerc să te atac cu nimic, că n-am nicio treabă cu tine. Exact, să voi vezi ce e treaba ta și gata. Și treaba eu zic să te ajungi gură. Ana și Daniela, o vă auziți pe post, vă rog. Dacă aveți ceva de spus, să-mi spuneți. De dovadă de educație. Eu am educație, da, scuze-mă pe mine, ai 28 sau 30 de ani cât ai și ei femeile în vârstă la mișto. Aulă, ce s-a întâmplat? Nu mi se pare. Pe doamna Alina a luat-o la mișto după ce ieși din bucătărie. Doamna Alina, ai de spune, s-a luat la mișto? Păi n-a auzit că ieșise din bucătărie, dacă îi spune în față, auzește. Da, da. Stați-le, poți să vedem un pic mai târziu. Eu spune că sunt cea mai educată, deci... Da, ești cea mai educată de ei și cea mai... Băi, știi cum? Ești top. Știu. Să mori. Top model. Știu. Dar care-i treaba cu floarea? Că înțeleg și despre floarea cu care ai venit din casa băieții lui s-a discutat. Eu zic să taci din gură, că nu mă pune la... Nu, păi tu ai început să mă ataci. Nu mă pune la încercare, taci din gură. Aoleu! Să nu nu mă pune. Și frică prea mult, taci. Poate-mi dă una, mi-e frică. Vezi că s-ar putea să-ți dau de bune, eu zic să taci. Eu zic că ar fi bine să nu dai niciuna, pentru că dacă ai dat, ai zburat. Hai să nu ne... Voi știți foarte bine. Calmează. Apropo, hai să lămurim niște lucruri. Apropo și de, în legătură și cu discuția de ieri cu... Mai mii oameni buni. Voi sunteți aici într-un mediu... în care noi sperăm să vă simțiți ca acasă. Dar oricât de acasă ați fi, voi trebuie să nu uitați nicio clipă că sunt niște oameni foarte mulți care se uită la voi. Fie că e vorba despre emisia asta, fie că e vorba despre Antena Play. Vă rog să vă purtați, cum să spun, cu responsabilitatea faptului că sunteți aici și în vizorul întregii țări. Nu vorbim urât, nu ne jignim, nu ne agresăm în niciun caz, pentru că deja dacă discutăm despre agresiune și așa, sunteți descalificați. Nu ne amenințăm. Chiar vă rog să aveți o conduită, nu știu care... Gândiți-vă că pot fi și copii și chiar sunt copii care se uită la voi. Nu asta este lucrul pe care noi vrem să-l transmitem. Deci atenție, nu ne jignim, nu ne îmbrâncim, nu ne lovim, nu ne amenințăm. Țineți de regulile astea până la finalul sezonului. Și încă un lucru, nu știu dacă am apucat să vă spun în gală. Avem niște subiecte tabu despre care niciodată nu vorbim, da? Nu există. Nu vorbim despre nominalizări, nu ne cerem să fim votați pe la mame, pe la băieți, pe la fete, dar niciodată, da? Asta automat o să atragă reversul medaliei. Adică dacă tu, să spunem o fată, să zicem, astea au fost cazurile de obicei. Vai, vă rog eu mult să mă votați, că nu mai pot mă sătura, vreau acasă. E bine, atunci o să primești o imunitate și deci nu mai pleci acasă. Ca să înțelegeți cum stau lucrurile. Astea sunt regulile și vă rog să vă țineți de ele. Orice societate și societatea și tot funcționează pe baza unor legi, reguli, le respectăm, nu ne amenințăm. Oricât de tare ne enervăm unii pe alții, că dacă și voi mă enervați pe mine, eu nu mă apuc să vă ameninț și să vă bat. Bine. Ce facem acum? Vă ameninț cu o pauză, da.